Să nu dezamăgim, să ne vadă o țară întreagă din nou. Sper să creștem de la mici la mici, cum a spus profesor. De aceea avem nevoie și de așa pe la jucător, din suportere, să ne susțină în număr cât mai mare. Și încă o dată, ne așteptăm la două meciuri bune și suntem nevoiți să câștigăm. Cu toate că avem un adversar puternic, care cu siguranță nu se poate lăsa bătut așa ușor. Cunoști ceva jucători din naționala lor? Ai jucat în contruva lor? Da, cunosc. Sunt jucători care joacă prin Turcia, jucători care joacă în Polonia. Și, în primul rând, echipa lor joacă, cel puțin acum 2 ani, jucau în campionatul Rusiei, echipa națională. Mai puțin 2-3 jucători, ceea ce e un lucru imens pentru o națională, spre în campionatul Rusiei. Asta înseamnă că vreau favoriți în această dublă? Sper să nu plece favoriți. Încercăm să facem tot posibilul să ne încurcăm cadrurile. Dacă vom vinge altfel, nu veți aborda celelalte meciuri? Ținând cont că iar am dezavantaj jucați 3 partide sau cu 3 echipe de plasare și doar 2 partide. Încă o dată, noi încercăm să jucăm cel mai bine la ora sau la momentul respectiv și asta vreau de la noi, să nu lăsăm niciodată capul pe cap. Tot timpul să mergem înainte, să ne încurajăm în față. Să încercăm să schimbăm un pic mentalitatea noastră, să nu căutăm vina la altcineva, să ne uităm la noi. Da. Sper să creștem de la joc la joc și dacă vom face chestia asta, cu siguranță vom fi un adversar pe el. Dacă mă înșel, anul trecut nu mai participat la acțiunea Lotului Național, cum ți se pare Național? Da. Față de ultimii 10 ani, de când ești tu, Andrei, la acțiunea? Atmosfera bună. Colegii sunt foarte ok. Se muncește bine în antrenament. Toată lumea e conștiincioasă. Și de-aia aș vrea ca să nu muncim degeaba. Și dacă vom juca cum ne antrenăm în mare parte a pregătirii, vom face lucruri bune. Din sezonul viitor nu o să mai fi singur. Să mai puțin pe postul de jucător în Germania. Ceea ce vorbim. Crezi că l-am făcut față? Deci, doar un puști, o puști pe aia? Da, este un puști. Am înțeles, l-am și văzut, de fapt, este foarte talentat. Mă depinde numai de el ce vrea de la viața lui de sportiv. Sper să facă cât mai multe gole și să ajungă unul dintre cei mai buni.